Și acum vreau să vă spun că următorul meu invitat este în platoul Absolut la Zi. Este vorba de campionul nostru cu care ne mândrim de fiecare dată, Vali Porcișteanu. Bine vei reveni, Vali, în platoul Absolut. Același Vali Porcișteanu, bine v-am regăsit. Vali, care știu că vine de departe, nu vine nici din Pitești, nici din capitală, vine tocmai din München. Da, am fost plecat cu emisiunea, a fost o lansare mondială pentru modelul Ford Edge, primul SUV de la Ford, care s-a prezentat bine. Am fost să-l cunoaștem acolo, să vedem ce ne-a pregătit, cum arată, cum se conduce, am ce dotări are. Am spus că e destul de grăsuț. Da, e mai grăsuț decât Kuga, pentru că cei de la Ford aveau până acum EcoSport, adică crossover-ul mic, da. Kuga, cel mediu, iar acum în sfârșit au și frățiorul mare, Big Brother, care este Edge. Arată bine, are multe sisteme de siguranță active, mi-a plăcut pentru că eu sunt obsedat deja de la o vreme de când tot predau cursul de conducere defensivă și povestim foarte mult despre siguranța activă și pasivă la mașinile care circulă pe drumuri. Mi-a rămas așa în minte ideea asta și sunt atent la tot ce ține de sisteme de siguranță. Și ce când te-a surprins la acest SUV? Când văd sisteme din astea elaborate, bine sau performante, nu pot decât să mă bucur și să-mi doresc și eu să conduc o mașină din asta și să le doresc tuturor să caute pe cât posibil atunci când își aleg o mașină să fie cât mai dotată din acest punct de vedere. Mi-a plăcut că are multe sisteme de siguranță active care ajută șoferul atunci când nu e atent sau când e obosit. Pe lângă clasicele sisteme de asistență a schimbării benzii, asistență la păstrarea benzii, există și un sistem care te avertizează atunci când te apropii foarte mult de mașina din față, prin ceva semnale luminoase și sonore, iar dacă nu ești atent destul și mașina se apropie periculos de cel din față, pune frână singură, intră sistemul în acțiune și mașina se oprește până la zero dacă tu n-ai fost în stare să gestionezi situația corect. Eu mă gândeam că faci și o cafea dacă ești obosit, da? Legat de cafea, există și acolo o discuție. La unele mașini am văzut deja că apare din când în când, undeva la interval de două ore, o cafeluță în bord și te invită să mai iei o pauză, să mai bei o cafea, că ești obosit. Acum, mașina asta vine cu un sistem ce monitorizează activitatea șoferului și vede dacă ești obosit și dacă ești obosit, face în așa fel încât să te anunțe și să fie sigur că iei pauza necesară pentru a preveni riscurile care apar din cauza oboselii. Într-adevăr, mă gând, probabil în câțiva ani o să existe și vreun sistem din ăsta în care spune că cafeluța este răcită, nu mai trebuie decât să te apuci de ea, știi? Da, iar la capitolul cafele și băuturi, dacă tot am deschis subiectul ăsta, cuvântul de ordine la Fordul Edge a fost adânc. Adică toate spațiile de depozitare, inclusiv cele din tunel, da, foarte multe, cotiera, cele din fața pentru telefon, sunt extrem de adânci. Bași mâna până la cot. Adică unde vedem la alte mașini zona din mijloc, de pe tunel, unde poți să pui o cafea sau o sticlă de apă, dar sunt undeva la 3-5 cm adâncime și dacă pui o sticlă la o frână sau la un viraj mai puternic se varse, aici, dacă ai pus un pahar de cafea, nu prea poți să-l mai scoți când se duce până în fund. Da, deci spații adânci, generoase, mașina se conduce bine. La capitolul acustică mi-a plăcut foarte mult că au copiat din invențiile folosite la căști, acele căști cu active noise cancelling, pe care și eu am fost surprins să le testez la un moment dat. Ele sunt concepute pentru avion. Ești cu căștile pe urechi, activezi acest sistem printr-un buton. Casca are un microfon care vede ce sunete sunt pe lângă, prin exterior, sunete parazite, și prin alte sunete le anulează și nu le mai auzi. Sau nu mai simți efectul ăla de borcan, ca și cum se pune borcanul pe ureche. Același lucru l-au aplicat și ei la această mașină. În interior se află niște microfoane care captează sunetele pe care le primești din exterior și prin intermediul sistemului de sonorizare, prin boxe, sunt introduse alte sunete care se anulează cu cele pe care le primești din exterior și se face liniște, să zic așa. Iar, în afară de asta, geamurile beneficiază de o protecție acustică, există o folie în mijlocul celor două straturi, care practic respinge sunetele parazite venite din exterior, în special cele frecvență medie, unde se află și vocea, și în mașină e mult mai plăcut și mult mai confortabil. Să te întreb, cum se conduce această mașină? Se conduce bine, am avut două motoare la dispoziție, diesel de 2 litri, unul de 180 de cai putere cu o turbină, unul de 210 cai putere cu două turbine, cuplu generos, o cutie cu 7 trepte acționată
în varianta manual doar cu paderele pe volan, fără plus minus la schimbător, au renunțat la el, doar dacă te folosești de paderele poți schimba treptele manual. Și încă o ingeniozitate care mi-a plăcut mult, volanul are un sistem active steering, adică își modifică cursa ca sete de direcție electronic. În volan se află un motoraj care demultiplică raportul casete de direcție și în anumite momente, dacă ai nevoie să virezi mult mai mult decât ar fi normal și ești nevoit să iei mai multe ture de volan, acel sistem intră în acțiune și practic virează, compensează în locul tău și tu ești nevoit să faci doar jumătate de tură. Prin acel motoraj roțile de fapt virează ca și cum ai luat două ture, ceea ce în anumite momente când parcăm mașina sau când facem câteva manevre gen slalom, să ne ajute mult. Pe lângă asta, mai există un sistem de traffic assist, adică dacă ești într-o parcare perpendiculară, cu fața și vrei să ieși cu spatele, mașina fiind lungă, nu vezi dacă vin mașini. Acest sistem, prin camere de filmare, analizează tot ce se întâmplă în zonă și te avertizează dacă e sigur să ieși din acel loc de parcare. Da, deja m-ai convins. Mâine este sâmbătă, nu? Da. De la 10.30 pe Digi24, în emisiunea la volan, vedem multe, acel test. Da, într-adevăr, mai vedem mai multe. Totuși, spune-mi, te rog, văd că ai lăsat de la un timp pasiunea ta pentru... muzică? Hai și pentru muzică, dar... În ultima dată, întreabă lumea de muzică și de... Da. Hai să zic și de muzică, dar mai multe o să te întreb de raliuri. Pasiunea mea pentru mașini nu s-a dus și nu se va duce niciodată, doar că în urma... Pentru competiție la asta. Da, pe aici mă refer și eu, doar că în urma unor rezultate pe care le-am avut în ultima perioadă s-a mai diminuat sau s-a mai atenuat, pentru că, ca să zic așa mai urât, te mai sciptirești de anumite lucruri, știi? Și nu mai ești chiar așa pasionat sau chiar atât de nebun cum erai în tinerețe. Bine, nici acum nu sunt foarte bătrân, dar, mă rog, comparând 30 și un pic cu 20 și un pic, lucrurile stau altfel. Ne-am entuziasmat foarte puternic pentru că aveam niște promisiuni legate de anumite participări în campionatul european, în campionatul național și văzând lucrurile cum au evoluat, am zis, mă, gata, se anunță vremuri bune și cred că o să fie bine. Am mai învățat o lecție, nu trebuie să ne mai entuziasmăm atât de puternic. Bine, în general nu trebuie să te entuziasmezi până nu vezi lucrurile concrete pe masă, dar fiind extrem de sufletist și punând mult suflet în toată treaba asta, am zis că a răsărit soarele în sfârșit și gata, suntem și noi pe calea cea bună. Dar iată că am fost dezamăgiți, proiectul la care ne așteptam și despre care am povestit aici, chiar la campionatul aici, european de rally, corect? Mai de mult, da, campionatul european în care trebuia inițial să îl parcurgem aproape în totalitate, după care lucrurile s-au schimbat și în plan erau undeva la 3 etape, plus încă 2 în național. Am ajuns să fim într-un fel de stop-joc, o pauză, în stand-by, așteptăm să vedem ce se întâmplă, momentan nu se mai previzionează nimic. În ce stare e mașina? Mașina este pregătită de start, după etapa din Elveția care... Dacă mă gândesc, parcă a fost ieri, dar au trecut deja, cred că mai bine de 6 luni, din octombrie, la final de octombrie. Ca să fie trist momentul, ne aducem aminte că a fost în același weekend cu accidentul de la Colectiv. Noi eram în Elveția și atunci da. Am fost bombardați pe toate mediile online cu acel accident. Deci a trecut ceva vreme de atunci și mașina este pregătită, este în garaj la Coșești, la Vărunicu. Așteaptă să fie pornită. Mă rog, mai sunt de făcut câteva mici reglaje. În jumătate de zi e gata de urcat pe platformă. Și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Pentru că momentan suntem în stand-by. Se apropie cu pași repezi etapa de la Cluj. A doua etapă din național pe care aveam un program. Prima a fost la Brașov. A căzut. A trecut Aradul acum o săptămână. Urmează Clujul peste 2 sau 3 etape, undeva în iulie. Și etapele de campionat european la care ne doream să mergem și speram că vom fi prezenți. Acum se apropie raliul de la Tulcea. Am trecut etapa de la Arad în care am fost și eu prezent. Bine, am fost prezent și la Sibiu și la Brașov, dar în calitate de spectator sau în calitate de invitat pentru emisiunea La Volan să facem câteva materiale. Acum la Arad, săptămâna trecută, am fost, să zic, mai aproape de concurenți pentru că am participat, nu în cadrul concursului, în afara lui, în deschidere, dar am fost între mașinile de concurs. Puține mașini, se pare că din ce în ce numărul concurenților scade și asta e trist pentru că înseamnă
Înseamnă că nivelul campionatului din punct de vedere financiar scade, se vede că participanții au probleme financiare și numărul lor scade vertiginos. Dar și etapele au scăzut. Etapele inițial trebuiau să scadă, da, dar au fost ceva conflicte între organizatori și federație și au reapărut în calendar, deci sunt undeva la 8 etape, mi se pare, programate pentru sezonul 2016, multe ținând cont de bugetele pe care concurenții le au la dispoziție. La cât se ridică un buget pentru un concurent? Păi hai să luăm de jos, că de acolo de sus ne speriem. Hai să luăm de jos. Dacia Logan, mașina de debut perfectă pentru un debutant, ocupă monomarcă care oferă și premii, locul 1.000 de euro, locul 2.500, locul 3.250. E foarte motivantă, sunt mulți piloți acolo care merg repede, condițiile sunt egale pentru că asta e ideea de cupă, să fie toate mașinile pregătite egal. Și costurile pentru o astfel de etapă se ridică undeva la 4-5.000 de euro per raliu. Adică cu Dacia Logan pregătită bine, de top pentru această competiție, costurile sunt în jur la 4-5.000. Dacă ai mașina ta și încerci să mai renunți, ție doar două cauciucuri în loc de 4 sau 6, ții un singur băiat după tine în loc de 2-3 la asistență sau nu ții pe nimeni și te rogi să nu se întâmple nimic, poți cădea la un 2.000-3.000, să zic, dar sunt unele costuri la care nu poți renunța și trebuie să le treci acolo. Dacă mai creștem puțin nivelul și vorbim de o mașină cu două roți motrice ceva mai puternică, ne apropiem de 6-7.000. Dacă vorbim de o mașină de grupa N, așa cum este cea pe care o avem noi în garaj, la care ne uităm și ne dorim să nu se mai pună praful pe ea și să o vedem mergând pe probele speciale, costul este între 10 și 15.000. Dacă vorbim de mașini de top, adică cum sunt modelele R5 sau Super 2000, acele Forduri Fiesta, Skoda Fabia, care se bat la general în clasamentul campionatului național, costurile se duc către 20-25 de mii, poate chiar 30 în anumite situații. Foarte mulți bani. Asta pentru o singură etapă. Pentru o singură etapă, înmulțit cu 8, așa cum am spus că sunt 8, au trecut deja 3, mai sunt 5. Deci și mulți bani pe care concurenții procurează foarte greu. Mulți dintre ei, cred că 80-90% din concurenți vin cu banii lor de acasă, sunt pasionați pentru sportul ăsta și permit să o facă și vin acolo. Sunt piloți talentați și aici nu pot să nu-l amintesc pe Raul Badiu. El este campionul de anul trecut la clasa 2 roți motrice și cred că un an sau 2 ani în urmă campion la Cupa Logan. A bătut tot ce se putea bate acolo, a fost foarte rapid, a bătut multe mașini rapide cu mașină de clasă inferioară, cu acel Renault Clio R3, iar acum, în acest sezon, a rămas fără susținerea echipei, pentru că acea echipă din care făcea parte și François Delcourt, dacă ne aducem aminte, el a câștigat campionatul național de 3 ori la rând, el nu mai este prezent în campionatul național, acea echipă din care făcea parte și acest Raul nu mai există. S-a întrerupt finanțarea din diferite motive, iar el practic a rămas cumva ca mine pe din afară, fără, cum s-a întâmplat la mine în 2012, fără mașină de concurs și fără echipă. Și știind care e situația, toți cei care au fost aproape de el, inclusiv prietenul nostru foarte bun, Gabi Lazar, care este și copilotul lui, i-a spus, fă tot ce poți să fii prezent în mașina de curse, indiferent ce mașină e, chiar dacă ai fost cu Renault Clio R3 de 200 și de cai putere, acum încearcă să mergi, chiar dacă mergi din nou cu o Dacia Logan, revenind la o clasă inferioară, încearcă să mergi pentru că trebuie să fii acolo, să-ți menții nivelul, să-ți menții ritmul și să nu stai. Dacă stai, cum s-a întâmplat și cu tine. Da. Adică ceva de genul, nu face ce a făcut Vali. Da. Bine, situația e puțin diferită pentru că el e încă un rookie. Se luptă, da. El a început, vrea să demonstreze. A câștigat ceva, dar n-a câștigat. N-a ajuns să se bată pentru primele locuri la general, așa cum a făcut-o eu. Eu am două titluri de vicecampion absolut, un titlu de campion. Adică am ajuns oarecum în vârf, am demonstrat ce aveam de demonstrat. Situația nu mai e aceeași. El acum chiar dacă s-a întors cu o Dacia Logan și merge maxim și bate tot și se chinuie, îți mai ajută câțiva piloți care își permit, anumiți prieteni, ei merg dintr-o etapă în alta. Merg acolo cu ajutorul câtorva prieteni, câștigă la Cupa Logan, mai iau 1000 de euro, mai strânge câțiva de la câțiva, mai merge la vinerea următoare. Adică ei în permanență merg de la o etapă la alta. Dacă strâng banii, vin. Dacă nu, nu mai vin. Au mers primele două etape, s-au impus, au câștigat, urma Aradul. La Arad nu mergeau. A scris pe Facebook, din păcate, la Arad nu mai mergem. Nu știu ce s-a întâmplat exact, s-au mai activat câțiva fani, prieteni, au strâns banii, a venit la Arad, pe ultima sută. Acum la Tulcea nu știm exact ce s-a întâmplat, probabil că același lucru. Adică încearcă să facă compromisuri de genul ăsta, să meargă, să fie acolo, să nu-și piardă. Într-un fel e bine sau? E foarte bine, da, că poate face treaba asta. Că, bine,
E bine, dar nu e bine pentru că nu așa se face motorsportul. Din mila unora sau din strânsul banilor cu pușculița. Pentru că raliul este un sport costisitor, foarte complex și ca să-l practici la nivelul la care ar trebui și să te poți bucura de tot ce trebuie și să-l practici la nivelul de profesionist, ai nevoie de anumite lucruri. Dacă nu le ai, îl practici cu frică, cu teamă și nu e normal. Iată că el reușește să-mi bine treaba asta, să fie conștient că merge cu banii foarte puțini și foarte strânși și dacă, Doamne ferește, lovește mașina, bine, în condițiile în care un Logan e ieftin, nu e chiar atât de grav. Dar dacă vorbim de o mașină scumpă, nu poți să-ți permiți treaba asta și clar, mergi mai încet pentru că ți-e frică să nu se întâmple ceva. Dar chiar și la Logan sunt niște costuri pe care, iată, mergând cu banii strânși, nu sunt mici dacă se întâmplă ceva. Poate să treacă peste lucrul ăsta, din punct de vedere psihic, a trecut de bariera asta, poate să meargă exagerat de tare cu mașina în condițiile respective, e de apreciat și de lăudat ceea ce face. Toți cei care vor să susțină și l-au susținut până acum, pentru ei fiind mărunții, să ia două cauciucuri, da, să-i dea două scriere, în condițiile în care ceilalți despre care vorbesc că îl ajută, merg cu mașini puternice, au alte costuri, își permit și dai seama că nu sunt costuri mari pentru ei să mai îl ajute și pe el cu două, trei chestii mărunte. E bine că o fac, e bine că se întâmplă, dar dacă ne uităm pe termen lung, nu are niciun viitor. Adică, până la urmă, tot acolo va ajunge, tot va trebui să se oprească, e doar vorba de ca și cum ai fi bolnav de cancer într-un stadiu destul de avansat, mai faci niște citostatice, mai bagi o radioterapie, să mai târzi puțin. Dar la un moment dat știi că tot acolo vei ajunge, adică nu poți să o țin așa până la sfârșit. Mai merge anul ăsta, bate toate etapele, dar mai târziu va trebui să facă rost de finanțarea. Finanțarea care întârzie să apară pentru că nu are relațiile necesare, fix ce se întâmplă și la mine, nu este implicat, că tot vorbim acum de politică cu alegeri, nu este implicat politic, nu beneficiază de un ajutor financiar da, așa cum o fac alții sau pur și simplu nu are banii lui cum au alții să se poată autosusține. Spune-mi dacă ți-e dor de o astfel de competiție. Da, mi-e dor și chiar mă gândeam, făceam paralela asta cu el, zic, mă, uite ce face Raul. Am și eu Loganul ăla de la școală pe care îl mai închiriem la un copil, mergem la un curs cu el. Aș putea să fac și eu treaba asta decât să stau pe bară, dar nu e același lucru, pentru că pe mine nu mă încântă acum să merg cu Loganul. Dar adică, ce înseamnă acum să câștigi, să arăți încă o dată că, domne, uite... Sincer, nu mi-ar fi ușor, pentru că uite-l pe Raul, deci merge tare. Bine, eu am experiență, să zicem că am mers, dar după anii pe care i-am și acum cu cărțile pe față, că până la urmă nu ne ferim de nimeni, alții poate n-ar recunoaște. Dar dacă m-aș duce acolo în condițiile respective, după pauza pe care o am, cu psihicul pe care l-am și gândindu-mă la anumite lucruri și știind care idee, am trecut prin diverse momente în care am lovit mașina și n-au fost bani, știi foarte bine discuția cu Evo 10 și m-am cam dat câțiva pași înapoi, nu mai sunt atât de maniac, dacă vorbim de 20 de ani când era început, cu siguranță lucrurile stăteau altfel. Dar acum nu mai sunt la fel de determinat, nu mai sunt în aceeași postură, nu mă mai cântă la fel de mult acum după ce am fost campion național absolut să merg cu un Logan. Bun, merg ca să zic că merg. Dar nu mai simt același lucru pe care îl simte el. Și dacă mă duc acolo, nu mă duc cu aceeași pasiune și aceeași determinare și cu siguranță o să-mi iau bătaie, mai ales că stau de 3 ani pe bară. El, într-adevăr, etapă de etapă, a fost acolo, ritmul e altul. Probabil că după 2-3 curse, 5, mă voi reactiva, o să fiu. Dar nu mă încântă și nu vreau, pentru că ar însemna să cheltuiesc din banii mei personali, pe care îi produc cu mașinile, cu școala, cu emisiunea, cu ce mai fac pe lângă, ceea ce nu mi se pare ok, pentru că nu e normal să fiu acolo doar ca să zic că am bifat și sunt prezent. Ce să faci? Renunți de Nu tot? Renunț. Aștept să lucrăm în continuare la proiectele astea. Încercăm. Mai avem câțiva parteneri care sunt alături de noi și încercăm să construim ceva cu ei. Știu că e greu pentru că sunt mici. Ei sunt parteneri care sunt buni să-i lipești la o grămadă mai mare. Ai o grămadă mai mare care îți oferă 80%. Exact. Prin din ăștia mici faci grămada mare, 100%. Ei, acum i-am pe ăștia mici. Am nevoie de grămada mare. Cu cei mici aș putea să zic, ok, uite, avem banii ăștia, gata, merg o etapă. Și ce am rezolvat? Merg o etapă, full branding mașina cu ăștia mici, să zicem, dar după aia n-am rezolvat nimic. Încercăm să cooptăm cât mai mulți din ăștia mici, să construim relația cu ei, să construim o relație pe termen lung și sperăm că în viitor se va întâmpla ceva. Nu știu, e de domeniul SF-ului acum, că e gen, aștept o minune, adică chiar e vorba de o minune.
Dar cum este să ai mașina în garaj, să fie pregătită, crede-mă, așa cum ai spus? Nu m-am dus foarte des pe acolo să văd, că mă enervez și fac sânge rău. De asta mă duc să văd că stă acolo și că... Am mai pus o poză așa pe Instagram, pe Facebook și mulți au zis, nu, de ce stă mașina aia? Nu, am rămas cu sponsorii și cu designul din Elveția. Bun. Dar mulți mi-au zis, bun, și am văzut-o pe Instagram și în garaj, dar când o vedem pe probe, când o vedem pe probe, când o fi bani. Așa m-au întrebat câțiva oameni. N-am atent pe marginea raliu. Ce faci, Vali? De ce nu mai vii? Adică a sunat întrebarea de gen, mă, hai, chiar așa, nasolie, nu-ți mai place? De ce nu mai vii tu la cursele astea? Adică chiar dacă așa rău e? Și, și eu în glumă răspunzând la fel, zic, nu, că e prea cald, e mult praf, nu mai îmi place. Și săracii, cum adică? Normal că n-are legătură, am zis-o în glumă. Nu mai vin că nu sunt sus, nu sunt finanțe, nu că nu mai vreau să nu-mi place. Asta e o prostie. Vrem ce face cealaltă mașinuță. Cealaltă mașinuța mea, sora mai mică, da, sora albă, că da, e decolantată și nu are nimic pe ea, celălalt evonul al meu, tocmai ce s-a rujat și machiat din nou, a fost desfăcută total, dusă la vopsit și acum are și ea haine noi. Ea la bază era neagră și avea un colant alb, un colant, da, de vreo 3 ani care a ajuns la final, acum și-a primit vopseaua bine meritată și în continuare va avea un program... Culoare? O vopsea care va avea un program foarte atent, monitorizat și nu va mai fi călărită, să zic, atât de tare ca până acum. Va intra într-un ritm mult mai protectiv. Ea era folosită și la școala de pilotaj în cursul basic. Acum lucrurile s-au schimbat. Va fi folosită doar în level 2, în da, nivelul următor, pentru că ne-am dat seama cu toții, inclusiv toți cei care sunt prezenți la curs, că o astfel de mașină pentru cineva care vine să descopere tainele pilotajului este mult prea mult, mult prea puternică, se sperie, nu înțeleg nimic, oricum ca să mergi cu ea la nivelul respectiv la care merg eu e foarte greu și nu o pot face din prima. Riscul de a ieși în decor e destul de mare, am avut o mică incursiune în decor cu ea la ultimul curs, daunele au fost minime, dar costurile de întreținere sunt foarte mari și nu se justifică. Adică dacă ești cu Loganul într-o incursiune de genul ăsta, hai, te duci la dezmembrări, e o ușă, o aripă, că până la urmă trebuie să fie noi și o rezolvi cu bani puțin. La Mitsubishi și costurile sunt mult mai mari, da, și nu merge să faci treaba asta. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate, okay, și revenim aici cu platoul Absolut la zi, așadar rămâneți alături de noi, continuăm discuția cu Vali Porcișteanu. Am revenit după scurtă pauză de publicitate, iată-ne din nou în direct alături de mine, campionul nostru Vali Porcișteanu, căreia trebuie să-i mulțumesc în prezența deosebită astăzi în platoul nostru. Vali, iată că în această scurtă pauză de publicitate am reușit să discutăm despre ceea ce ai reușit cu mașinuța ta, câteva evenimente la care ai participat de altfel. Da, începând cu Aradul, nu? O să mai particip și la Tulcea, da. Am fost în programul de rally coaching, uh-huh, alături de Bobby, cum îi spunem noi, Alexandru Gheorghe, care... Iată, îl vedem în aceste imagini. Da, este în dreapta acum. Eu am coborât, iar zic, am căzut de pe mașină. El este debutant, are un program destul de intens, aici sunt eu la volan, program destul de intens în acest an, merge și în campionatul de circuit, de viteză pe circuit, tot cu o Dacia Logan, dar pregătită de circuit, o altă mâncare de pește, total diferită. Și aici suntem în programul de rally coaching pe Macadam, la Arad, în care am mers împreună, în calitate de deschizători, for lighter, pentru că am vrut să cunoaștem anumite elemente despre Macadam și să nu avem treabă cu timpul, putem face schimbul între noi. Adică am mers 3 probe în prima zi, eu, la volan, el în dreapta. Aici, de exemplu, sunt eu și acum urmează un viraj de stânga în care l-am abordat destul de tare și s-a speriat, a crezut că ne răsturnăm. Ia să vezi un pic cum se ridică mașina așa pe semi-două roți, acum, hop. Din dreapta s-a văzut destul de rău, din stânga de la volan nu a fost problemă, da. Am mers câteva probe, am văzut care trebuie, am explicat anumite detalii, iar aici tot ce sunt la volan. Iar în ziua secundă a mers el. Vremea a fost... Ceva emoții? Mi-a dat puțină teroare, cum spunem noi. Vremea a fost urâtă, acum era el la volan aici, am apucat să meargă și în prima zi o probă. Vremea în prima zi a fost ok, după cum se vede soare, dar în a doua zi a plouat foarte mult și noaptea și a fost groaznic pe probe, multe zone cu șleauri pline de apă, cu bălți, cu noroaie, cum e mai rău. Și nu a fost deloc ok în dreapta. Uite, dacă ne uităm pe urme, pe unde calcă mașina, pe zona urmelor, este plin de apă, zici că mergi printr-un râu. Și a fost destul de greu. Nu au condiții noi pentru el,
pentru mine e greu să dictez, încercam în același timp să fiu și atent la manevrele pe care face, dar să fiu și atent cu dictarea și să și corectez în anumite momente. Da, să nu uităm că Macadam a fost bărbata preferată. Da, dar e greu când s-a îndată să fii și atent la ce face, să-i spui când să accelereze, cât să accelereze, când să vireze, cât să vireze, să mai fii și atent la dictare, să-i spui când trebuie. E greu. Dar asta presupune programul de rally coaching, o parte din el. E greu să o fac și nu cred că o să o fac foarte mult de acum încolo, dar în programul de rally coaching se merge la rally-ul alături de echipaj și se explică ce se întâmplă la recunoaștere. Și aici stai că aveam venit și partea interesantă. Este mașina despre care vorbeam mai devreme, proaspăt vopsită, care a luat parte la rally-ul, dar doar pe proba super specială, adică în oraș, unde a fost organizată în centru, după cum se pare, a fost închis tot centru. Proba super specială, adică o probă gândită mai mult pentru public. Am făcut spectacol aici pentru că asta a fost ideea, să venim și să putem schimba mașina, fiind în deschidere, adică mașina cu numărul 0, am putut schimba mașina pentru, pentru această probă. Chiar dacă mașina nu este pregătită de concurs, nu are rol, dar nu are scaun, este o mașină 100% de stradă. Conducerea cursului și federația ne-a lăsat să facem acest lucru și să luăm startul în această probă pentru că era gândită pentru spectacol și mai trebuie să faci și spectacol în acest sport. De aceea mi s-a permis să facem acest lucru. Fix aceeași rețetă, asta a doua, cu super speciala, va fi și la Tulcea. Voi fi prezent la Tulcea în calitate de deschizător din nou sau o mașină de securitate înainte de 0, S1, S2, nu știu exact în ce calitate. Se pare că alături de mine va fi președintele Consiliului Județean Tulcea, care va trebui să vadă cursa de pe scaunul din dreapta. Nu știu dacă va dicta, dacă nu va dicta, oricum și dacă va dicta, nu o să ascult ce zice. Pentru că sigur o să fie eronat. Acum, între timp ce povestesc, o să vedem și un spot de prezentare cu școala de pilotaj, Valley Porcișteanu Driving School și ce facem noi acolo. Am răspuns pozitiv aceste invitații de a merge la Tulcea, alături de șeful Consiliului și la super special, bineînțeles că vom adopta aceeași strategie prin a merge cu acel Mitsubishi. Vom face spectacol și la Tulcea, dar în afară de activitatea asta, voi mai fi prezent în calitate de, ia să vedem dacă ghicești acum, ceva ce nu știu dacă știi că am mai făcut, tot anul trecut la Tulcea a fost așa o probă de test, mi-a plăcut foarte mult și iată că acum se repetă, voi fi prezentator la startul festiv. Adică acolo am ieșit la Arad din mașină, unde a început clipul, era un tip care prezenta, așa voi fi la Tulcea, voi prezenta echipajele care vor lua startul în acea etapă. Am făcut anul trecut alături de Corina. La inedit de altfel. Celebra cântăreață Corina. Da. Anul acesta va fi alături de mine Diana Angel și vom prezenta acel eveniment împreună. După care, la super special, adică acolo unde voi face spectacol cu Mitsubishi-ul, după ce termin, până să vină concurenții, fug repede, repede, repede la pupitru, pentru că trebuie să comentez super special, va fi transmis în direct pe Digi24 și va trebui să comentez activitatea piloților care concurează acolo. Sper să nu-mi dea microfonul în mașină să mă pună să comentez și în timp ceva spectacol, că va fi cam greu. Dar după ce îmi termin sesiunea mea de demonstrație, voi trece la pupitru de comentator și voi povesti ce se întâmplă cu concurenții pe traseu. Vali, trebuie să te întreb, urmărind aceste materiale, într-adevăr inedite de altfel, spune-mi ce urmează în perioada următoare pentru tine, lăsând la o parte Tulcea. În perioada următoare... Pentru că, clar, cred că ți-ai luat gândul să mai mergi în campionatul... Anul ăsta? Da. Sau în european? În european sau în național? În european. Nu mi-am luat neapărat gândul, știi că pot să ai speranța mare ultima și mă tot gândesc că nu știi când sună telefonul și când se reactivează, se realinează planetele și o să zicem, gata, hai că ne-a sunat cine trebuia, am primit ok, gata, hai să mergem, toate sunt pregătite, ne-am luat bagajelul și am plecat unde trebuie. Cred că totuși șansele sunt destul de mici să se întâmple lucrul ăsta, dar o speranță există întotdeauna. Nu vreau să mai entuziasmez să zic, da, gata, poate se întâmplă și... Unde ar fi fost aceste etape? Belgia, încă există în program, e undeva în iunie, deci da. Suntem la limită. Cehia, prin august, mi se pare, și Elveția, etapa la care a fost anul trecut, tot în octombrie, Rally du Valais. Poate va fi să fie la Elveția, pentru că există un interes clar acolo, un interes legat de acea fabrică al lui Tudor Tech din Elveția și poate va fi să fie participarea din nou acolo.
Dar eu sper totuși să se mai întâmple ceva și în campionatul național. Dacă va fi să nu se întâmple, noi oricum avem un program deja conturat pentru anul ăsta din punct de vedere al școlii de conducere, nu, al școlii de pilotaj, vorbim mai târziu de conducere defensivă, al școlii de pilotaj și al programelor de rally coaching și rally rent, adică acel program pe care l-am văzut, da, îl închiriem la etapele de campionat de rally și de viteză în coastă. Prin această închiriere, cei care merg beneficiază și de programul nostru de asistență din toate punctele de vedere, mergem cu ei la recunoaștere, facem strategia cursei, îi ajutăm cu achiziția pieselor, cu achiziția anvelopelor, cu toate detaliile legate de partea administrativă. Suntem prezenți acolo pentru strategia cursei, iar la Tulcea, această mașină va merge închiriată de Andrei Rusu, pilotul care a mers anul trecut 4 etape de viteză în coastă, iar acum a scăpat de debutanția coastei, da, și merge la raliu, tot în calitate de debutant, alături de Dan Dobre, copilotul meu, care trebuie scos puțin de la naftalină, că a cam uitat cum se dictează și cam care ritmul curselor, va merge alături de el. Ei sunt și rude, sunt cumnați, el este căsătorit cu sora lui Dan și vor merge acolo în familie, mai în familie decât era cu mine, acum chiar sunt în familie legal, da, și vor fi împreună la raliul de la Tulcea. Eu, în paralel, mergând în deschidere și la super speciale și comentând, o să am și grijă de ei, cu siguranță... Le mai trimis cât un SMS. Dar trebuie să mai asist și la strategia pe care o am, oricum o să întâlnesc și la startul festiv, cu siguranță o să povestesc mai mult acolo cu și despre ei. Dar, cu siguranță, în parcul de service vom fi sub același cort. Nu cred că ne vom întâlni, pentru că ei vor fi mai în spate, fiind debutanți. Eu, fiind mai în față, mașina deschidere, nu ne vom întâlni deloc acolo. Dar vom fi în contact în timpul cursei. Mai târziu, după Delta, după Turcia, urmează etapa de la Cluj, unde e posibil să meargă Bobby, Alex, de la care a mers la RAD, care l-am văzut mai devreme, alături de Dan, din nou, pentru că el este copilotul din cadrul școlii și va trebui să se supună regulamentului și acestui program de rally coaching. Dacă nu va fi disponibil el, mai avem o variantă de backup. Mihai Căpeț este și el cooptat de către VPDS, ramura de motorsport, vine acolo pentru a ne ajuta la cursul și a fi alături de noi la curse. Dacă nu va putea merge, Dan, va merge el. Și după Cluj urmează etapa de la Bacău, unde va fi prezent un cursant de-al nostru, care a fost la școală acum vreo lună și ceva, cred. Este stabilit în Elveția, lucrează acolo, a venit special în România pentru curs. M-a îndrăgit el foarte tare, a căutat filme cu mine, a zis că își dorește mult să ajungă să facă școala de pilotaj, a venit, a făcut-o. Și spre surprinderea lui mai mult, dar și a mea, este extrem de talentat, merge bine cu mașinile, cu toate tracțiunile. El este pasionat de mașini, dar nu-și cunoștea talentul. Iar acum e uitat atât de tare virusul în sânge, încât a zis că vrea să meargă cel puțin două etape de campionat național. Va merge la Bacău, va închiria mașina și va merge cu Dan sau cu Mihai alături de el la Bacău și cu siguranță va mai încerca, pentru că strânge acum banii, va merge cu susținere personală, pentru că da, exclus sponsorii în acest stadiu de început. Și vrea să meargă și la Iași. Dacă va merge și la Iași, pentru că el e din Moldova, și-ar dori foarte tare să fie prezent acolo. Deci să zicem că oarecum majoritatea etapelor sunt acoperite, iar la ultima de la Harghita a spus Bobby, Alex, că va merge el în formula în care a mers anul trecut, că a mers și anul trecut la Harghita. Deci suntem prezenți la toate etapele de raliu, sub o formă sau alta. Se pare că în varianta cum am mers la Arad, eu la volan câteva probe și în dreapta, anul ăsta momentan pauză. Deci bine, inima mea va fi liniștită, dar vom fi acolo cu ei și vom susține, pentru că vreau să cresc mult acest program de rally coaching și de pilotaj sportiv, de cursuri de pilotaj sportiv, pentru că până la urmă toți cei care au practicat această ramură de sport și au ajuns în vârf, au ajuns mai târziu să fie traineri, să predea tainele pilotajului și să se ocupe de astfel de acțiuni. Cum merge școala de conducere defensivă? Urma să povestim și despre ea. Merge bine, am simțit o creștere la un moment dat, acum stagnează cumva, nu știu, e o perioadă mai delicată, avem foarte multe discuții cu mulți parteneri, cu companii, după, da, cum știm, lucrăm puțin cu persoane fizice, individuale, lucrăm cu multe companii care își trimit oamenii la specializare pe domeniul condus. Multe firme primesc o temă din partea firmelor mamă și obligativitatea de a face astfel de cursuri.
Le vom face în continuare cu siguranță, atât în țară cât și afară, pentru că am primit câteva cereri și de cursuri prin Ungaria. Le vom preda în engleză, pentru că în ungărește nu avem încă pregătirea necesară, dar în engleză am mai făcut și ne descurcăm ok. Sper să crească mai mult, să fim și mai ocupați, pentru că evident asta ocupă mult timp, dar între cursurile de pilotaj și acțiunile de motorsport, cu siguranță găsim timp și pentru acțiuni de conducere defensivă. Parteneriatele noastre cu poliția rutieră sunt active în continuare. Urmează în viitor apropiat să facem un curs de pregătire și cu poliția rutieră Argeș. Da. Sunt mulți angajații IGP care vor fi și la cursuri de conducere defensivă. Bine, sunt niște cursuri de conducere defensivă cumva conturate pentru ramura de poliție rutieră. Adică învățăm niște chestii în plus care au legătură și cu partea de poliție. Lipsesc anumite lucruri pe care eu deja le știu și le fac legate de legislație, pe care nu le facem cu ceilalți. Adică e conturat oarecum în direcția respectivă, dar ne bucurăm că poliția rutieră este alături de noi. Avem campanii de promovare împreună. Vom avea în scurt timp și o campanie împreună cu cei de la Antidrog. Asociația Antidrog este alături de noi și dorește să ne aibă în acțiunile de promovare, pentru că până la urmă merg împreună aceste acțiuni de fără alcool la volan și bineînțeles și fără droguri, de prevenirea accidentelor. Poliția este alături de aceste proiecte și vom avea acțiuni, dar cu siguranță atunci când vor fi și când se vor întâmpla, toți cei care doresc să le vadă sau care ne urmăresc, le vor vedea pe Facebook, pentru că suntem acolo prezenți în permanență. Cei care încă n-au dat like la pagina noastră, e simplu, Vali Porcișteanu, undeva peste 20.000 de like-uri. Vă așteptăm acolo cu like-uri și cu prezența, pentru că în fiecare zi punem tot felul de filme cu activități pe care le facem și cei care ne urmăresc deja sunt încântați să vadă. Își doresc într-adevăr și ne cer, ne solicită să vadă mai multe curse sau ne întreabă, hai, când te vedem, când ești din nou la raliu? Toată lumea te întreabă. Dar și așteaptă, știi? Dar până atunci nu mai avem tot felul de acțiuni. Îi mai întreținem, să zicem, cu alte activități. Le plac și astea, dar își doresc să mă vadă acolo unde încă îmi e loc și sper să mai fie și să nu declar. Da, din fericire cam toată lumea spune acest lucru. Din păcate că nu găsim resurse. Susține, exact. Da. Asta este partea cea mai urâtă din punctul meu de vedere și cred că și din punctul tău de vedere, de altfel. Da. Bun, așadar, iată, urmează o perioadă plină de evenimente, la fel ca și până acum. Există și posibilitatea să mai pleci din țară, cum s-a întâmplat acum în ultima vreme? Da, mai avem câteva sesiuni de teste programate. O să mergem cu ceva Seat Ateca, mi se pare, în Spania. Acum am aflat, înainte să intrăm în direct, am primit confirmarea prin telefon de la producătorul emisiunii că vom merge în Ungaria să luăm două modele Rolls-Royce, nu știu exact ce fel de modele, și vom veni cu ele din Ungaria pe roți în România. Vor fi prezenți și cei de la emisiunea Bonton. Și vor fi două materiale făcute separat cu cele două mașini. Tripul durează undeva la 2-3 zile. Vom vizita câteva locuri speciale, câteva castele incluse în acel program, în acel road tour. Și, bineînțeles, materialele vor fi publicate în cadrul emisiunii, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii La Volan. Acolo întreținem cu tot felul de teste pe care le facem. Nu. Am aflat de curând că voi fi prezent săptămâna viitoare pe circuitul Motorpark România de la Adâncata, acolo unde se întâmplă cursele de circuit unde merge al nostru elev Bobby. La Suceava, nu? Nu, lângă Urziceni. Drumul de Suceava, la Adâncata, lângă Urziceni. Circuitul Motorpark România, unde și noi facem tot felul de teste acolo cu mașinile pentru emisiune. Acolo se va întâmpla săptămâna viitoare lansarea națională a noului model Ford Focus RS, pe care noi l-am cunoscut deja în luna ianuarie la Valencia. Acolo a fost lansarea mondială. Iar acum, după câteva luni, iată că a venit în România mașina și este spre bucuria noastră a tuturor, prezentă pentru cei de la presă, presa auto pentru teste. Iar eu voi face un material acolo pentru pagina mea de Facebook. Invitat special va fi Giulia, cântăreața Giulia Anghelescu, care este și VPDS Girl, absolventa cursului de pilotaj Valley Porcineanu Driving School.
Am mai avut, nu știu dacă ai văzut pe Facebook, o acțiune alături de ea pe patinoarul de la AFI, Palas Cotroceni, unde a făcut o nebunie anul trecut cu mașina pe gheață. Acum s-a deschis cu carturi pe gheață. Deci au adus niște carturi cu anvelope cu ținte, cu niște cuie foarte mici și toți cei care vezi pot închiria acele carturi, se duc, se dau pe gheață. Și când s-a lansat acest program, am fost prezenți și noi, invitați acolo. Ne-am îmbrăcat în combinezoane albastre amândoi, am fost frații albăstruți. Și acum vom face la fel pe circuitul de la Adâncata, unde l-am testat deja, dar vom face cunoștință și în România cu noul Ford Focus RS, care știe să facă drifturi bine de tot, aproape cum face Mitsubishi Lancer Evo 9. Deși vorbim de o mașină de generație nouă care beneficiază de anumite sisteme electronice care nu prea te mai lasă să faci nimic, dar cei de la Ford și-au dorit să facă din această mașină o mașină veritabilă pentru drift, inspirat și din activitățile lui Ken Block, cont și de părerile lui, pentru că a fost și el acolo la dezvoltarea acestei mașini. Și vom învăța cum să driftăm, nu eu, Giulia va fi elevul care va face drift cu acea mașină, deci cu siguranță va ieși un material foarte interesant pe care îl vom vedea pe YouTube și pe Facebook săptămâna viitoare, în care ne reîntâlnim cu Ford Focus RS, dar de această dată pe pământ românesc. Bun, hai să te întreb atunci și ce vei face pentru Piteșteni, că asta nu mi-ai spus nimic. Pentru Piteșteni aș vrea să fac mai multe, aș vrea să avem mai multe activități. Din păcate, sportul cu motor în județul nostru a intrat așa într-un condor. Da. Dar să știu că am auzit niște discuții de curând. Noris Măgeanu, argeșanul nostru mușcelean, președintele Federației, organizatorul raliului din 2011-2010, își dorește să readucă raliul Argeșului aici. Am înțeles că sunt niște discuții să se încerce aducerea lui din nou pe harta campionatului. Sper să se întâmple, îmi doresc, dacă e nevoie ajut cu orice, pentru că vreau să vedem mașini de curse în Pitești și pe probele speciale de pe Transfăgărășan, care sunt senzaționale, unice. Iar eu personal pentru piteșteni am mai avut acea demonstrație de 8 martie atunci, da, când a fost acel concurs de îndemânare la pentru sexul frumos. Noi am fost prezenți pentru spectacol. Dacă vor mai fi astfel de activități, vom spune prezent, pentru că vrem să ne afișăm și în fața fainilor piteșteni care nu pot veni după noi la activitățile pe care le avem sau în țara unde avem acțiuni. Și cred că în acest an vor mai fi. Poate o să facem ceva și cu poliția. De exemplu, am fost prezenți cu cei de la poliție când a fost ziua poliției. Am fost în curtea inspectoratului și am făcut o demonstrație acolo alături de mascați, pentru că au fost și ei prezenți cu o demonstrație specifică de-a lor. Și poate vom mai face și în viitor astfel de acțiuni, de ce nu? Bun, Vali, eu îți mulțumesc că în această după-amiază ai fost alături de noi. Mulțumesc, mult succes. Până la urmă avem nevoie de tine într-o formă din asta de zile mari. Da, nu? Trebuie. Și îți vom urmări de fiecare dată activitatea. Eu îți mulțumesc pentru prezența oricum în platoul Absolut la zi. Dragile spectatori, punem capăt și cu această ocazie trebuie să le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți în fața televizorului în această serie de evenimente pe care eu le-am intitulat evenimente Absolut la zi, evenimente importante. Ca de fiecare dată, rolul meu a fost acela de a vă informa și de a aduce evenimentele cât mai aproape de dumneavoastră. Asta am făcut și astăzi cu invitați de marcă, invitați importanți, ca de fiecare dată care au trecut pragul acestei ediții, și vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine. Punem punct unui sezon interesant, din punctul meu de vedere, un sezon în care de fiecare dată dumneavoastră ați fost cei care ați dat verdictul final. Mi-a rămas bun de la dumneavoastră, un weekend frumos de altfel. Și rămâneți alături de Absolut TV. Toate cele bune, la revedere!